Salut, dragi prieteni! Bine v-am găsit iarăși din nou la doilea video. Cum v-ați dat seama, nu o să fie vorba despre căpșuni, o să fie vorba despre paletie. Da? Bine, căpșuni, am fost azi dimineață în câmp. Uitați-vă ce frumușață! Chiar m-am bucurat foarte mult. Este varietatea San Andrei. Nu e chiar dulce, da? Asta astăzi 1 aprilie 2021. Nu e o glumă, e adevărat, nu e din plastic, da? Bine, dar vreau să trecem la subiectul principal, o să vorbim de paletii. Aici, iată așa arată. Am hotărât urgent să fac acest video. Urgent, pentru că avem o problemă, dar trebuie numai decât să vezi video-ul până la final și cred că o să descoperim împreună care e problema, da? Deci, dați proșură. Deci aici avem paletia bine conservată. Iată, cum am vorbit în video anterior, bine, uitați-vă cum se conservează. Plastic este, uitați, puțin, nu mai facem așa deasupra, puțin, el se zvântează, da? E foarte important, am mai spus, dacă ține minte, tăietura. Facem o tăietură atât numai cât o să mâncăm. El scade, noi nu suntem pe loc, el scade. Mai ales că sâmbătă, duminica, mai stăm pe acasă și e clar, mai tăiem din el. Deci da, să procedăm și să tăiem cu farfurii. Să vedem ce se primește. Vreau să vă zic că este foarte gustos. Este foarte gustos. Un buchet, să simte un buchet, o aromă de câmp, o aromă de, clar, 100% iberic. De asta și vă sfătui. De tot să cumpărați în limita posibilităților iberic. Unghia neagră, numai decât. Se vede, clar, care a mai cumpărat, care mai știe că în ce consistă, da? Bine. Deci. El puțin să este mai uscat. Bine, dar nu e nimic. Ține minte. Trebuie să fie 3-4 cm. Iată așa. Tai cu stânga, dacă mai ține minte, sunt stângași. Cam așa arată. Hamonul iberic, 3-4 cm. 3-4 cm, nu mai mult. Da? Bine, eu stai mai departe.
Bine, deci cam, cam așa este farfuria noastră cu hamon. Cam așa arată. E foarte gustos, da. Bine, eu cum am vorbit și în video-ul anterior, dacă o să-l cauți, o să-l găsești, e video 1, acesta o să fie 2. Respectând, pur și simplu scoatem grăsimea, cât o să consumăm, nu tăie mai mult, pentru că se usucă. Da. Iată plasticul, astupăm bine cu plastic, ca să conserveze. Deci, a venit momentul când trebuie să vă spun care e problema. Vă zic ce problema a apărut. Problema e că se termină. Se termină și nu e frumos să fac un video cu un os. Da? Atât timp zic, de să fac un video cât, cât mai este carne. Dar numai decât înscrie-te la canal. Poate o să fac un video cu căpșună, cu dacă, dacă o să vă plac, clar, eu aștept comentarii. Cam asta, cam asta era ce am vrut să vă spun azi. Vă doresc la toți poftă bună și să fiți sănătoși. Numai bine, salutare!